Salut! Bine v-am regăsit la Istoria cu Virgil, astăzi episodul 4, în care o să vorbesc despre Mihaiel Cogălnicianu, o personalitate mare și controversată. A fost prim-ministru, ministru de interne, ministru de externe, președinte al Academiei Române, pasionat de literatură, istorie, drept și femei. Și nu în ultimul rând a dat numele liceului în care a învățat eu în vas lui. Uite poza. Avem ce vorbi. Hai cu generic. Tan 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 tan. Mihaiel Cogălnicianu, în primul rând, ce nume cool. Clar o să te bage lumea în seamă dacă te prezinți cu numele ăsta. Mihaiel Cogălnicianu, fain. Cogălnicianu este cel mai cunoscut probabil pentru două lucruri. Nu-mi dau seama cum să le așez în clasament. Asocierea cu Alexandru Ioan Cuza și rolul în proclamarea independenței. Dar ca să avem o leacă de context, hai să iau povestea mai de la rădăcină. Mihaiel vine dintr-o familie de boieri cu proprietăți în zona Fălciu. Fălciu cu huși în partea estică a Vaslui. Tot la mine. Deci încă un exemplu că deși poți să o ieși de jos ca să ajungi cineva, e de preferat să începi mai de sus. Ai o șansă în plus. Natural își începe studiile în țară, la Iași, unde își prinde gumă în păr cu Alexandrii, Cuza și Costache Negri. Promoție excelentă, care o să schimbe fața României. După câțiva ani pleacă la studii la Lunéville, în Franța. Apoi la Berlin, care sper că știm în ce țară e. Era acolo pe bursă din partea statului moldovean ca să vină apoi să aplice ce a învățat. Strategie bună. Doar că Moldova era sub protectorat rusesc la ora aia, iar Franța era un mediu prea progresist pentru inima lor. Deci când administrația simte că îl scapă pe Mihail la idei revoluționare, îl mută în Prusia mai conservatoare, după care îl trage de tot de lesă înapoi acasă în 38. Și într-adevăr, întors în țară, face opoziție regulamentelor organice date de ruși și simpatizează cu tinerii activiști care cereau reforme, schimbare, cum văzuseră în vest. Mai ales la nemți. Era atunci perioada Confederației Germane, care s-a desfăcut de câteva ori până a reușit să se unească în jurul Prusiei în 1871. Altă poveste, rămâne temă pentru acasă, pentru cine le interesează. Cu toate astea, era păcat să se piardă investiția în resursa umană. Deci Cogălnicianu o să primească funcții în administrație la curtea domnitorului Sturza. Între timp se ocupă cu literatura, publicistica, avocatura, v-am spus, multilateral dezvoltat. El publicase deja pe vremea când era în Prusia niște lucrări în limba franceză despre istoria României, sub pseudonimul Michel de Cogălnicianu. Acum o duce la nivelul următor. Fondează revista Dacia Literală, chiar sunt prost. Fondează revista Dacia Literară în 1840, prin care promovează literatura originală, națională și limba română, care încă se scria cu litere chirilice. Pentru că deranja puterea, revista o să fie interzisă după câteva luni de tipar, 3 ediții mai precis, și ăsta o să fie un motiv în plus pentru care pe Cogălnicianu îl ia cu fierbințel când aude de politică. Că vorbeam de cărți, mi-am notat aici cu steluță, Mihail este interesat și de gătit, de arta culinară mai exact. Acest Jamie Oliver al anilor 1800 publică o carte de rețete împreună cu prietenul Costache Negruții. Vă invit să le încercați, să-mi trimiteți poze. În 1843 se deschide Academia Mihăileană, varianta beta a Universității din Iași, unde a predat Tudorel Toader. În speech-ul inaugural, Cogălnicianu, profesor de istorie în cadrul Academiei, s-a aruncat la mesaje unioniste. În mai puțin de un an îi se interzice și asta, adică să mai țină cursuri și discursuri. Deci, scurt rezumat, statul moldovean investește în educația lui Cogălnicianu și îl trimite în vest ca să aducă idei folositoare acasă. Ăsta se întoarce și începe să le aplice, dar statul zice: "Nu, greșit, n-ai voie, faci tot cum zicem noi." Păi pentru ce m-ați mai chemat atunci, frate, dacă vreți să faceți lucrurile exact la fel? Vreți să fie mai bine? Știu eu cum să fac să fie mai bine. Nu. Îi înțeleg frustrarea. Pe de altă parte, îl înțeleg și pe domnitor. Treaba asta cu unirea, oricât de mult am fi noi de acord cu ea, l-a pus pe scaunul încins pe Sturza, care trebuia să dea socoteală rușilor pentru stabilitate și pace în țară. Nu era ușor nici pentru el să păstreze balansul. Mereu au fost oameni din ăștia în poziții de răspundere care normal doar își fac datoria, dar vremurile se schimbă și din păcate pentru ei, oricât s-ar opune, istoria e cam ea la tăvălit până la urmă. Acum ăsta era cazul lui Mihail Sturza. În anii dinainte de 48, certat cu regimul de la Iași, Cogălnicianu dă o tură prin Europa, Franța și Spania. Cât mai cercetează și publică niște lucrări, se conectează cu grupurile de români, sau nu numai, de simpatizanți ai ideilor de reformă și revoluție. Revoluția îl prinde înapoi în Moldova, deși simpatizant al mișcării nu dă cu subsemnatul pe programul revoluționar. Dar asta nu îl scapă să fie în coloana cu oameni de arestat, de pe lista lui Sturza. De asta o taie în Bucovina, unde, dacă tot e acuzat, măcar să le dea un motiv. Publică dorințele Partidei Naționale din Moldova și un proiect de constituție în care trece tot ce crede el că trebuie schimbat la țara asta. Țara aia, mai corect. Era cam mult deodată, dar dacă tot s-a apucat de scris, a zis să o ducă până la capăt. Libertăți, drepturi civile, autonomia țării, ce mai avem? Unire, bag acolo. Trece revoluția, se schimbă conducerea și noul domnitor, Grigore Alex Ghica, mai progresist decât Sturza, le șterge cazierul revoluționarilor exilați și le dă chiar posturi în aparatul de stat. Lui Cogălnicianu, Cuza și Costache Negri. Se bagă și în afacere omul nostru, devine burghez în toată regula, cu fabrică de postavuri la Târgu Neamț, mașini cu aburi și tot ce trebuie. În 1852, la 35 de ani, deci, se însoară cu Ecaterina Jora și o să aibă 3 băieți și
În 1852, la 35 de ani, deci, se însoară cu Ecaterina Jora și o să aibă 3 băieți și 5 fete. Din relația asta, stai așa. Peste ceva timp apare în peisaj și amanta oficială, Raluca Lamotescu. Are o fată și cu ea. Și în rest, cine mai știe. Cogălnicianu este renumit pentru slăbiciunea pentru femei. În primul rând, nu i-aș zice slăbiciune, mai degrabă afinitate, plăcere. Uite un citat din proza Fiziologia provincialului Iași. Zice așa. Damele asemene, negreșit cele frumușele, de la 15 până la 40 de ani, puncte, sunt din născare eșence, adică vrednice de iubit. Cam riscant intervalul, nu știu ce să zic. Oricum, am scos un pic din context ca să subliniez cum se schimbă percepția generală despre ce e normal și ce nu. Uite, atunci 15 ani era normal. Dacă citim mai departe, vedem că ideea lui Mihail era aici că o femeie, ca să fie considerată eșeancă, adică de capitală, trebuie să fie frumoasă. Și mai departe... Iar cele slute, fie de 15 ani, fie de 50 de ani, sunt cu drept cuvânt, din nou puncte, proprietatea provinciei, acum și pururea și în vecii vecilor. Omul avea standarde. De altfel, câțiva ani mai târziu, sub guvernarea lui, este legiferată prostituția. Dicție, mă, cât de cât. Terminologia poate nu e cea mai fericită dacă te uiți acum, dar intenția lăudabilă. Femeile publice, cum erau numite, erau luate în evidență și trecute într-o condică de sănătate. Analize tot ce trebuie ca să nu aibă nimeni de suferit. Hai, nu te înroși acum, nu e ca și cum dacă nu discutăm despre lucrurile astea, ele nu se mai întâmplă. Să fim o leacă mai maturi. E o discuție interesantă aici. Contemporanii și posteritatea l-au judecat pe Cocălnicianu în funcție de valorile lor. Dacă stai și te uiți, noi oamenii nu avem aceeași părere mai despre nimic în lumea asta. Mereu există tabere. Și cazul Cogălnicianu este un exemplu perfect pentru treaba asta. Dacă unii îl ridică în slăv pentru rolul jucat în Revoluția de la 48, unire și independență, alții încep portretul prin faptul că era nedisciplinat politic, oportunist și desfrânat. Depinde cine ești tu ăsta care îl judecă și pe ce pui tu preț cel mai mult. Mesajul meu pentru Mihail, dacă tot m-ați întrebat, mulțumesc pentru ce ai făcut pentru România, clar ai mai dat-o și în bară, că politică, cine nu? Și apoi cu viața personală, bă, alegerea ta. Că nu văd eu lucrurile la fel, n-are a face. Că o să fac o glumă, poate, de exemplu, că România are mai puțin kilometri de autostradă decât a avut Cogălnicianu femei. Ți-o asumi, doar nu te așteptai să treci neremarcat. Dar, încă o dată, asta nu înseamnă că sunt eu în măsură să spun dacă e bine sau rău cum alegi să trăiești tu viața. Atâta timp cât asta nu mă afectează pe mine cu nimic. Nu-mi place mie? Ăsta nu e argument. Cine și eu să modeleze lumea după ce îmi place mie? Nu m-a pus nimeni pe mine sau pe noi ăștia care gândim la fel responsabil peste viețile altor oameni. Chiar dacă ei sunt minoritate, asta nu ne face pe noi stăpâni peste viețile lor. Ce fain ar fi să ne lăsăm în pace reciproc și să vorbești de altul numai când nu mai ai ce rezolva la tine. Ah, realitatea! Are mână grea. Înapoi, în țară se conturează curentul unionist, iar Cogălnicianu, pentru că e și cunoscut, și pornit, și bun de clanță, se remarcă pe post de portavoce. Când în sfârșit ajunge pe masă problema unirii, Cogălnicianu sare printre primii. Se implică în comitetul electoral de la Iași, iese deputat de Dorohoi la divanul ad hoc și apoi la adunarea electivă a Moldovei, iar când vine ziua cea mare, el este omul de campanie numero 1 pentru Cuza. După ce se face, Alexandru Ioan nu-l uită și o să fie omul lui de încredere, și la guvernare, dar și la petreceri. Vorba lui Forrest Gump, Cuza și Cogălnicianu sunt ca mazărea cu morcovii. Domnitorul îl pune prim-ministru și enforcer pe programul de reforme, mănăstiri, justiție, administrație și restul. Și acum o poveste despre perioada de după unire și trageți voi concluziile și asemănările cu zilele noastre. Deci, care sunt datele problemei? Tocmai s-a făcut unirea, entuziasm, societate fierbe și se cer tot felul de reforme. Parlamentul este însă format în mare parte tot din boierii cu dita mai moșiile, iar majoritatea conservatoare se opune unei legi rurale care să redistribuie proprietatea agricolă a țării. Aici guvernul progresist al lui Cogălnicianu, susținut de Cuza, se blochează. Încearcă ei niște artificii legislative, dar sunt trași de mânecă de opoziție. Dacă vreți să aduceți schimbarea, li se spune, să o faceți legal. Urmăriți pașii legii. Votăm și vedem ce iese. Cogălnicianu e că, bă frate, ce să votăm? Că tot voi, boierii, votați. N-am nicio șansă. La care ăștia își dau coate și numai nu bufnesc în râs. Că, bă, asta e, tu încerci. Dacă asta e legea, noi doar respectăm legea. De parcă nu tot ei făcuseră legile ca să se protejeze dinainte. În punctul ăsta, Cogălnicianu merge la domnitor și spune, bă, frate, gata, eu mă dau bătut, uite aici demisia și mă întorc la hobby-urile mele. Până aici a fost. Nimeni nu-l supără pe băiatul meu de bază, zice Cuza și scoate jokerul din mânecă. Ce trebuie să fie neapărat azi, poate juca Macau. Deci Alexandru Ioan dă lovitura de stat, dizolvă parlamentul și supune unui referendum o constituție nouă care crește lui atribuțiile și o nouă lege electorală care dă drept de vot tuturor bărbaților, indiferent de avere, cum era până atunci. Deci a profitat de portițele din sistem și a învârtit legile până au ajuns în favoarea lui. Lucru care, dacă
dacă vorbim strict despre episodul ăsta, a fost benefic. Total de acord. Dar luat ca exemplu în general, să fim serioși, nu e deloc de dorit ca cineva să aibă o putere așa de mare. De asta e și frustrantă și mișto în același timp democrația. Că deși ne lamentăm uneori, adevărul e că în România timpurilor noastre nu mai e așa ușor să dai lucrurile peste cap, oricine ai fi. Nu există azi o poziție, o funcție în statul român care să poată să facă o mișcare acuzată și să întoarcă balanța puterilor de pe o zi pe alta, indiferent dacă are intenții bune sau rele, nu contează. Există un echilibru cât de cât, pe care trebuie să-l protejăm, e adevărat, dar există. Și asta mi se pare mare lucru. În situația din 1864, într-adevăr, din fericire pentru popor, intențiile erau bune. Un calup de reforme pentru modernizarea statului, scopul principal fiind să treacă legea agrară ca să o ducă mai bine și omul de rând. Pe termen lung, legea n-a funcționat grozav, dar măcar la nivel de intenție și tot a fost un pas înainte. În perioada următoare se aglomerează problemele. Contre cu opoziția, acuza e prin tabloide cu Maria Obrenovici, reformele nu prea merg și statul ajunge la fundul sacului. Normal, ca în orice cuplu, la un moment dat apar și neînțelegeri între cei doi și Cogălnicianu este demis. S-au despărțit totuși în relații decente, iar Mihail nu va face parte din coaliția care îl detronează pe domnitor în 1866. A se vedea episodul 10 din primul sezon pentru mai multe detalii. Știm că românii o scot la capăt până la urmă. Îl aduc pe Carol. În viața politică însă e tot de gringoladă și pe undeva e normal într-o perioadă așa de tulbure. Încep să se cearnă liberalii de conservatori și ușor-ușor se coagulează partidele politice. Grupurile liberale nu prea se împacă, dar până la urmă cad la pace în 1875, când se înființează PNL, cu președinte Ion Brătianu, tatăl, care era dintre radicali, Cogălnicianu și el tot liberal era din partea moderată. Se ajunge la consensul ăsta până la urmă ca să poată să le ia guvernarea conservatorilor. Cei care susțineau monarhia cum era momentul ăla, nu cum ar fi putut să fie. În 77, când se vede portița pentru independență, prim-ministrul Brătianu lasă ranchiuna deoparte și îl pune pe, într-un fel, rivalul lui Cogălnicianu la externe, cel care era cel mai respectat diplomat român. Cogălnicianu proclamă independența în fața adunării naționale pe 9 mai 1877, iar a doua zi semnează și regele și se bate în monitorul oficial. Ziua independenței, 10 mai, a rămas și ziua națională, până ne-au dezvățat comuniștii. Și apoi, după 89, n-a mai fost adoptată la loc de frica regelui că s-au gândit conducătorii că ar fi răscolit iubirea de monarhie în români. Îmi place și 1 decembrie, dar parcă tot aș prefera să nu-mi degere degetele pe lingură când mănânc fasole de ziua națională. Zic așa, 24 ianuarie, ziua de naștere a României, că era mică, 10 mai majoratul, că devine independentă, și 1 decembrie nuntă, când se unesc toți românii. De ce să nu le sărbătorim pe toate? După ce dă turul întâlnirilor și convențiilor împreună cu Brătianu ca să rezolve recunoașterea internațională a independenței, iar începe cearta. Cogălnicianu trece în opoziție, ajută să-l înlăture pe prim-ministru, iar după asta revine în PNL. Mai înțelege ceva dacă poți. Spre sfârșitul vieții se retrage din viața politică. Mai e președintele Academiei Române pentru câțiva ani, dar până la urmă îl ajunge boala și moare în 1891 la Paris. Înmormântat va fi la Iași, în cimitirul Eternitatea. Ăsta a fost Mihail Cogălnicianu, după cum l-am înțeles eu, un personaj pe care cred că v-ați dat seama că simpatizez. Săptămâna viitoare, tot duminică, tot de la 5:10, 17:10, adică pe limba veche, nouă. Săptămâna viitoare, tot duminică, tot de la 17:10, vă povestesc despre un alt om politic important, fiul rivalului liberal al lui Cogălnicianu, Ionel Brătianu. Dacă vi se face dor de mine până atunci, deși nu cred, să fim serioși, știți, mă găsiți pe YouTube. Seară frumoasă!